Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. La Europa FM Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! Eu sunt Mirela retegan și vă invit să schimbăm perspectiva și în această dimineață. Am o invitată specială. Este un om care mi-e foarte drag, pe care îl cunosc de foarte multă vreme și suntem aproape, indiferent de distanța la care suntem. O citez. A fost o discuție înainte de intrarea în emisie. Liviana Tane este invitata mea de astăzi și aflăm Astăzi de la Liviana, cum poți să schimbi perspectiva și să transform un hobby, chiar două scrisul și cititul, într-o afacere. Cum poți să îndrăznești din ce-ți place cel mai mult pe lumea asta, să-ți plătești facturile, să-ți câștigi existența, să ai grijă de copilul tău și să simți că viața ta are sens în fiecare zi. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Ești omul care reușește să mă trezească, slavă cerului! A fost bună introducerea? A fost cea mai bună introducere din lume! O să le spunem ascultătorilor că... Liviana este primul traducător și nu glumesc când spun asta din Mirela Retegan în română, este primul editor care a întors vreodată un text scris de mine și de altfel tu ești omul care m-a încurajat pe mine să scriu Mă bucur foarte tare că am făcut o, o să știi. E o, dacă vrei ești primul prozelit da, pe care da, a schimbat ești primul tău produs. Ești primul meu proiect, da. da și, și uite, te uite întreabă... ce proiect de succes am. Mulțumesc. <laughs> dacă te întreabă cineva cine care e primul tău proiect, le spui la tegane Atunci când te-am cunoscut pe tine, eu nu scriam, eram convinsă că radioul și televiziunea e singura uh, cea mai bună modalitate prin care eu pot să mă exprim. Am rămas la un moment dat fără emisiune la radio și tu ai zis apucă-te de scris. fă-ți un blog. Și într-o lună am avut 50.000 de cititori și de acolo au venit primele articole și prima carte, pledoarie pentru mami și tati și, și apoi... Și toate celelalte, toate inclusiv ce... una împreună. Da. Da. De partea mea este o carte uh, care are subtitlu uh, Mic tratat de a hormonilor pentru adolescenți, la care am lucrat împreună exact. cu, cu Liviana. Uite, știi ce îmi dau seama în momentul ăsta, că practic noi n am cunoscut exact în momentul în care începea drumul transformării mele și cred că deloc întâmplător. Începea uh. drumul transformării tale și o nouă transformare din deci, nouă transformare mea. pentru tine, da. Uh, Devenisem mamă de foarte puțină vreme, uh, îl aveam pe David și cred că ăla e un moment foarte important pentru, uh, pentru femeile care uh, aleg uh, calea maternității, ceea ce, na, e o decizie respectabilă aș zice, pentru că venirea pe lumea copilului meu a însemnat cumva ieșirea mea din zona de confort. Eram foarte, foarte bine aranjată acolo unde eram, lucram în televiziune de niște ani, uh, urcasem niște trepte, ajunsesem într-o poziție călduță, era bine. Erai unul dintre cei mai buni producători de știri din România și conduceai uh, o redacție când am cunoscut eu de la o televiziune de știri care avea mega audiențe. Care la vremea era chiar cea mai importantă da. televiziune de știri din România, e adevărat, atunci, uh, așa te-am cunoscut eu da. și mi se părea așa, wow eram foarte cunosc. șmecheră. Era foarte e. șmecheră. După care ne-am reîntâlnit. Că... După care ne-am întâlnit un pic mai târziu, când uh, nu mai eram chiar atât de șmecheră pentru că uneori ieșirea asta din zona de confort nu se întâmplă atât de nice and smooth and uh, uh, cum să zic. Nu nu e neapărat o alegere. Uneori ieșirea din zona de confort sau poate de cele mai multe ori ieșirea din zona de confort este un context care poate părea nefericit, dar care cu puțin noroc se poate transforma în norocul vieții tale. Nu ai ales Cam tu așa să a ieși din caz, zona de confort. N-am ales pur deloc. și simplu. Au fost niște întâmplări. Hai să le spunem oamenilor. Le spunem. Pentru că oamenii se tem, îmi pierd jobul, nu mai pot să-mi plătesc ratele la apartament, nu mai pot să rămân în relație cu omul cu care sunt. Viața mea s-a terminat. Eșec, eșec, eșec. Aici se încheie tot. Hai să le pic. Păi cred un pic. că tocmai le-ai spus pe toate. <laughs> Pentru că. Cum s-au întâmplat? Am rămas însărcinată cu David în plină criză economică. Ne aducem cu toții aminte momentul 2008-2009. David s-a născut în septembrie 2009. Pe vremea când, da, eu aveam această poziție de șmecheră, chipurile în televiziune, și cumva mi se părea că sunt invincibilă în poziția în care eram ca orice român strângător, făcusem un credit de casă, făcusem un credit de mașină, îmi permiteam niște călătorii, îmi permiteam niște lucruri pe care până atunci nu le avusesem, sub nicio formă nu vedeam ce avea să urmeze. Întâmplarea a făcut ca fix în perioada aia să, pe lângă criza economică, să intervină niște modificări de management în televiziunea în care lucram. Care să aducă la pachet o incompatibilitate cu oamenii care au venit să preia postul pentru care lucrasem până atunci. Și cumva m-am văzut tânăra mamă pusă în situația în care uh, nu mă puteam întoarce la jobul pe care îl aveam și trebuia să mă descurc. Deci, primul lucru pe care l-am pierdut a fost jobul. Evident, asta a venit cu un preț, pentru că. odată când cu... aveai un salariu aveam... foarte aveam bun. Aveam un salariu. Da, cred că aveam un salariu peste medie la momentul respectiv. Adică, suficient să acopăr ratele despre care vorbeam și să nu simt neapărat o povară financiară. O... Creditele. Exact. Uh, care confort financiar a dispărut toată cu jobul, evident. M-am trezit în situația în care ratele nu mai puteau fi plătite, partenerul meu de la momentul respectiv își pierduse la rândul lui jobul și eram pus în situația să întrețin o familie. Dintr-o indemnizație de părinte, care la momentul respectiv a fost și redusă, dacă ne aducem aminte: că erau tot felul de, de tăieri de uh, venituri pe toate planurile, așa că următorul lucru pe care l-am pierdut a fost casa, pentru că, evident, am intrat în executare silită, în incapacitatea de a-mi plăti uh, apartamentul. Uh, cu siguranță toate tensiunile astea n-au fost cel mai fericit context pentru relația mea. Al treilea lucru pe care l-am pierdut a fost partenerul. Tatăl copilului meu a ieșit cumva din viața noastră la momentul ăla și m-am trezit această mamă singură, fără obligată, bărbat, fără, fără casă, bărbat, fără casă, fără, fără mașină, job. fără absolut nimic, obligată să se țină în picioare pentru că așa ne-am ne reîntâlnit Exact ăsta e punctul în care ne-am reîntâlnit, da. Uh, era punctul în care mă străduiam să mă găsesc. Uh, acum privind în urmă, sigur, pare așa dramatic, pare o poveste uh, uh, care poate fi transformată în film din ăla care smulge lacrimi, dar nu, nu e cazul absolut deloc. În primul rând, încă la momentul respectiv nu cred că îmi daam seama. Pentru că intensitatea momentului era atât de mare încât nu prea aveam timp să stau deoparte și să mă gândesc, oh, vai ce greu eu, eu, eu țin minte că erai foarte necăjită cu casa pentru că te duceai la bancă și tot făceau reșalonări și asta era principala ta uh, grijă și asta te bloca foarte tare pentru că uh, grija acestor rate te... Uh, nu te lăsau să te gândești la alte lucruri și țin minte că te-am te -am încurajat să renunți la. Asta a fost. La, la cred la că cea casă. Mai, asta cred că a fost cea mai, cea mai mare lecție pe care am primit-o la momentul respectiv, pentru că intrasem în această paradigmă, în acest mindset, dacă vrei, al uh, femeii de carieră sau habar n-am uh, profilul uh, profesionistei. Uh, tinerei profesioniste care ce își dorește? Un job foarte bun, o poziție foarte bună care să-i confirme influența, care să-i dea putere, influență, reputație, ce vrei tu, care să își ia o casă, pentru că ăsta e traseul, asta așteaptă societatea de la noi, să întemeze o familie și asta înseamnă că ești uh, un om uh, de succes. Și aș mai completa ceva, să le păstreze cu orice preț. Oh da. Aici este problema. Păi, asta era pentru că îți confirmau statutul. Adică dacă lucrurile astea dispar, tu nu mai existi. Și ăsta a, a fost unul dintre șocuri, să știi, pentru că <laughs> cred că povestesc asta de fiecare dată când am ocazia, pentru că a fost pentru mine complet neașteptat, nu te pregătește nimic pentru lucrurile astea, știi? din poziția în care eram, îți dai seama că eram un om extrem de conectat. Da, aveam un telefon în care aveam peste 2000 de contacte, oameni importanți pe care puteam să-i sun oricând, oricând, și care aveau tot timpul o soluție. Exact, da, așteptau să să-i Ei, ce să vezi, odată cu schimbările din viața mea, am încercat să intru în agenda, agenda telefonului da? și să văd pe cine mai găsesc disponibil. Și am avut surpriza să constat că răspunsul era de fiecare dată, a, salut, ești Liviana de la televiziunea X. Și răspunsul meu era, da, dar nu mai sunt la televiziunea X, că s-au întâmplat niște lucruri. Și prima uh, replică pe care o primeam era, a, nu mai ești? Uh, hai că revin eu cu un telefon la tine, că acum sunt un pic prins. Nu pot să spun câți au revenit. Cred că vreo doi care m-au scos la un ceai doar ca să îmi plângă puțin de milă, a folosit. <laughs> M-a ajutat foarte mult. Exact. Uh, dar șocul a fost de ziua mea, a fost prima mea zi de naștere, în care m-au sunat 10 oameni. Ah. Asta în condițiile în care, în anii anterior, descărcam telefonul de două ori ca să pot să răspund la toate apelurile și să răspund la toate mesajele și să pot să primesc urările de bine. Uh, Ăsta cred că a fost primul moment în care mi-am conștientizat depresia, pentru că, na, e inevitabil, n-ai cum să treci prin toate lucrurile astea ca și când nimic nu s-ar întâmpla. Găsești soluția, mergi mai departe, dar depresia e inevitabilă și am, ne-am împrietenit la momentul ăla. Dar, pe de altă parte, e și un filtru foarte bun. Știi ce am învățat eu, Liviana? Pentru că și eu am avut astfel de momente și tu le cunoști și povestesc cu ele de, despre ele de fiecare dată. Că oamenii spun în astfel de momente să treci peste, să treci peste divorț, să treci peste pierderea jobului, să treci peste, peste pierderea casei. Am învățat că nu poți să treci peste, că trebuie să treci prin ele. Că nu ai altă variantă. Trebuie să treci prin ele și să le iei așa cum sunt, să-ți pui armura pe tine sau vesta anti... Eu sunt acum într-un moment de viață în care îmi pun vesta antiglonț și stau, alegi, mă bag în buncăr și stau acolo pitită cu apă și cu niște miez de pâine pe care mi-l dă cineva până când trece bombardamentul sau îmi pun o vestă antiglonț și trec prin război și prin problemă și la Capătul ei o să fie pacea, că nu are cum, absolut, că toate absolut. trec. Doar că foarte mulți vin și se așteaptă să treci peste. Nu poți să treci peste, trebuie să treci Eu cred prin... că nici nu e sănătos să treci peste. Tocmai pentru că lucrurile astea te transformă în ce ești. Și ai nevoie de un reminder, ai nevoie de un semn care să-ți aducă aminte că ai fost cândva acolo. Și că ai putut să găsești o soluție și că ești încă în picioare, și că ești încă un om vertical și un om sănătos și un om puternic. Și ți-ai dat seama că ești în depresie? Și că ai învățat de acolo? Da, și mi-am dat seama că sunt în depresie pe care a trebuit să o consum, pentru că din categoria nu trecem peste ci ne afundăm uh, până în unde baharul, simțim până piciorul la fund? Pământul sub picioare ca să putem să ne întoarcem din nou uh, pe pământ sigur. A, ce frumos ai spus. Și... Ne ducem în jos până simțim din nou pământul sub picioare, ca să poți să-ți iei avânt să te ridici. Exact. Foarte frumos. Și cred că asta s-a întâmplat atunci. Ce mi-a dat mi-avânt a fost fimiu. Adică, el cu siguranță a fost cel mai mare noroc al vieții mele și motorul pentru tot ce sunt astăzi și pentru toate lucrurile pe care le fac și șansa mea să mă reconectez și să mă reinventez, dacă vrei să mă regăsesc de fiecare dată, să pot să mă privesc din altă perspectivă și să pot să-mi găsesc drumul de fiecare dată în altă parte, pentru că, sigur, un drum poate să fie bun pentru tine până la un punct, dar când îți dai seama că nu mai e drumul potrivit, nu te încăpăține să rămâi pe el. Mă bucur foarte tare că vorbim despre lucrurile astea. Suntem în postul Paștelui. Nu există momente mai bune decât să aflăm poveștile unor oameni care au trecut prin provocări și astăzi privesc așa cu zâmbetul pe buze, se uită în urmă și își dau seama cât de mult au învățat și cât de mult au crescut de acolo. Dar hai să le uh, spunem oamenilor cum au reacționat cei ai tăi părinții tăi, că de asta ne temem cel mai tare. Să știi că e complicată discuția asta. Părinții mei n-au înțeles, dar n-au înțeles nu din vina lor, n-au înțeles nu pentru că... N-au <laughs> înțeles pentru că eu nu i-am lăsat să înțeleagă. Asta a fost iară unul dintre punctele din care am avut mult de învățat. Pentru că în momente de genul ăsta ți-e greu să ceri ajutor. Ți-e greu să te recunoști în frânt, ți-e greu să recunoști să că ai dat o bară, Da. Despre ce nevoie uh, ai? Plus că eu am și structura asta uh, personală. Mie mi se pare că o problemă care mi-aparține, trebuie să mi-aparțină cu tot cu soluție și cine trebuie să știe despre lucrurile astea o să afle după ce am rezolvat-o. Întotdeauna am fost așa. Drept care, în momentele în care treceam prin toată povestea asta, ai mei n-au știut nimic. Eu acum învăț să cer ajutor. Da, <laughs> învățăm. Uh, slavă cerului că învățăm. Slavă cerului că o facem. Stai uh, mai ziodată. Deci ai spus, consideram că uh, problema îmi aparține cu tot cu soluție. Exact. Eu spun altfel că atunci când apare problema, tu deva, deja ai soluția și trebuie doar să o vezi. Dar, bravo, Olivia Natane, Poți să mai întrebi în jurul tău că dacă tu n-ai ochi să o vezi, poate o vede Beatriz din partea cealaltă Asta sau o vede mama de? din Sigur. extrema cealaltă. Dacă tu ești dintr-o perspectivă, vorbește cu oameni care sunt din alte perspective. Asta am, învățat ei acum. De perspectivă. Asta am învățat acum, dar la momentul respectiv eram, cum, cum ziceam mai devreme, în paradigma aia în care eu trebuia să-mi confirm statutul, adică muncisem atâta, ajunsesem într-un punct cum era să mă duc la mama acasă și să-i spun, am eșuat uh, Știi, da, știi, jobul ăla bun și casa aia frumoasă și mașina și bărbatul, și bărbatul ăla minunat. Nu mai sunt. Exact, nimic. Adio! Da, Că Și să mama cităm ce pe să zică... Narcisa Suciu. Disparitia! dispariția, fix, și mama ce o să zică? Mama o să zică, aoleo, fata mea, ce ne facem? Și atunci puneam o presiune suplimentară pe niște oameni care nu meritau din punctul meu de vedere și singurul lucru pe care am știut să-l fac atunci a fost să mă țin la distanță de ei. Uite, ca să, ca să îți alin puțin alegerea din acel moment, am aflat o chestie foarte foarte frumoasă anul ăsta, anul trecut în vară, o foarte bună prietenă de-a mea, a făcut cancer și noi suntem o gașcă de prietene de o viață. N-a știut nimeni nimic. Și când ne-am întâlnit, am întrebat-o: De ce nu ne-ai spus? Și a zis ceva la care nu m-am gândit. A zis: Păi, aveam eu nevoie să consum energia ca să vă liniștesc pe voi, eu trebuia să-mi consum toată energia ca să-mi găsesc vindecarea. Eu aveam nevoie de energia mea pentru mine. Absolut. Probabil că și asta face parte dintr-un sistem de protecție când nu îi încărcăm pe cei din jurul nostru. E, e un soi de sistem imunitar emoțional. Uh -huh. Știi, e ca atunci când corpul își găsește resursele necesare să se vindece iată de o boală de genul ăsta, la fel și Sufletul cred că face același lucru. Cred că își caută niște. Uh, uh, mecanisme prin care să poată să se protejeze pe el și să nu lase lucrurile astea să iasă și să încarce pe cei din jurul tău. Așa că dacă oamenii din jurul vostru trec prin necazuri și nu vă spun, nu le luați ca și când ar fi despre voi sau că nu v-au făcut parte din poveste, poate că au nevoie să se menajeze, să se protejeze, ca să se poată concentra pe vindecarea lor și nu să ne susțină, și pe noi, exact. aparținătorii. Mai e ceva, știi, mai e, uh, uh, din punctul meu de vedere, uh, reținerea asta de a vorbi cu ceilalți nu înseamnă neapărat că vreau să-i țin la distanță. Uh, și de atunci am învățat că dacă oamenii din jurul meu intră într-o într silențio stampă dacă vrei, sau țin distanță și observ distanța asta, pot să intuiesc că ceva nu e în regulă acolo și pot să-l scot pe omul ăla, poate la o cafea în plus, poate să-l sun mai des, poate fără să-l întreb neapărat ce-l preocupă, doar să simtă că sunt lângă el. Uh -huh. Și atunci nici, nici nu cred că e necesar să, să ne preluăm greutățile astea, sarcinile astea emoționale unii de la ceilalți, doar să punem acolo un pic de umăr și eu am o înțeles se simtă că e foarte ușor. greu și foarte târziu că atunci când cineva îmi povestește despre un ecaz sau despre o provocare nu ne-a neapărat cere ajutor exact. pentru că din păcate asta a fost construcția mea și eu plătesc foarte mult pentru acest Voluntar de a interveni în viețile oamenilor, e sindromul Salvatorului, da. care crede că trebuie, e neapărat. Risă, da, 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 neapărat. Mai zicea la un moment dat, Mama, dacă cineva îți vorbește despre o problemă și își imaginează că tu nu o să faci nimic, nu te cunoaște. <laughs> Dar acum îmi, încerc să învăț, să te ascult și să aștept să văd dacă mă întrebi, dacă îmi cere ajutorul. Cred că uneori asta ajută mai mult decât un ajutor voluntar oferit într-un moment în care celălalt nu e pregătit să-l primească. Va trebui să facem o pauză, după care ne întoarcem să ne povestești cum, din pasiunea ta pentru scris și pentru citit, de la zero, de la minus, nu de la, de la, la, la minus, zero, da. de la minus, tu astăzi ai. Uh, cred că e cea mai importantă școală de scriere din România, lasă-mă pe mine să o spun. Uh, ai ajutat foarte mulți oameni, femei în special, să își uh, uh, găsească încrederea în uh, ele și în ce scriu. Ai ajutat foarte mulți oameni să scrie cărți, ai uh, susținut foarte mulți autori ai vorbit cu autori celebri și abia aștept să ne povestești despre întâlnirea ta cu Eric Emanuel Schmidt, care este preferatul meu. Și ne întoarcem în câteva minute cu Liviana Tane la Schimbă Perspectiva. Schimbă Perspectiva cu Mirela Retegan. Ne-am întors la Europa FM, eu sunt Mirela Retegan și la Schimbă Perspectiva, Liviana Tane, prietena mea, primul editor cu care eu am lucrat vreodată, femeia care ajută femeile să scrie de la postări pe Facebook la cărți și scrisori de intenție, femeia care i-a luat interviul lui Eric Emanuel Schmidt și a, stat în energia lui, este astăzi la schimbă perspectiva. De la minus, acolo din, din groapa în care a dus o viață la un moment dat, Liviana, câți ani aveai Liviana când ai apucat de școala de scriere? O, oh, e o întrebare foarte grea, pentru că stau prost la matematică, să știi, am senzația că o viață. Uh, eu am început ziurile la 36 de ani, de-aia te întreb, pentru că foarte mulți cred că la vârsta asta deja, la 30 și ceva de ani, la 40, nu mai poți să schimbi nimic în viață. O, oh, doamne, eu cred că de-abia atunci începe viața, să știi că pentru mine revelația asta a fost la 40 de ani. Uh, Făcusem deja foarte mulți pași în direcția asta, adică ultimii ani uh, uh, din viața mea înainte de 40 de ani Ultimii ani fuseseră anii ăștia de căutare în care mă hotărâsem că îmi doresc foarte tare să fac ceva pentru mine uh, Testam, uh, mă ridicam, aveam foarte multe greutăți de lăsat deoparte ca să pot să mă ridic în picioare Uh, dar revelația a venit exact în ziua în care împlineam 40 de ani. For real, de adevăratele. M-a lovit uh, inspirația și a fost momentul în care mi-am dat seama că după 40 de ani în care a trebuit să confirm uh, tot ce povesteam în uh, bucata noastră anterioară de discuție, da, uh, să-mi demonstrez capacitățile, bo, habar n-am, uh, inteligența, spiritul de lider și ce mai au de demonstrat uh, oamenii până la vârsta aia. A venit momentul în care trebuie să mă întorc un pic spre mine, să-mi dau seama că sunt cel mai important om din viața mea, uh, și că trebuie să fac ceva pentru omul ăsta. Și am zis ce îmi place să fac. Sunt chiar trei lucruri, nu sunt două. <laughs> îmi place să scriu, îmi place să citesc și îmi place să călătoresc. Și vreau să iau toate aceste trei lucruri, să le amestec și să le dau o. O și formă, să inventez o servici ca. Și să-mi inventez să citez, un job. Da. Să-l citez pe zoli de la sistem care îmi spune tot timpul, tu ți ai inventat servici. Da, da exact asta s-a întâmplat, exact asta am făcut. Uh, am luat uh, pasiunea pentru scris, bucuria de a citi și curiozitatea cu care uh, călătoresc prin lume, uh, le-am. Uh, frământat așa bine într-un aluat și prima formă pe care au luat-o a fost un proiect care se numea Ocolul Luminos de Cărți și plecam în fiecare lună în câte un oraș european pe urmele unui scriitor pe care îl iubeam foarte tare. Și acum lumea o să ne întrebe. De unde bani? Cu Sigur, ce bani, mă întrebau. exact. Da. Uh, cu niciun ban, <laughs> believe it or not. sunt niște oameni care luar trebuie să le mulțumesc pentru tot restul vieții, pentru ce mi s-a întâmplat atunci, uh, pentru că, iată, la asta sunt bun prietenii nu să-ți rezolv, să rezolve problemele, cum, cum ziceam anterior, pentru că nu asta e treaba lor, ci să te susțină și să-ți dea o mână de ajutor atunci când construiești. Cred că sunt mult mai utili la construcție decât la reparat. Uh, și întâmplarea a făcut că una dintre prietenele mele cele mai bune uh, deține o agenție de turism și îmi lua biletele de avion și cazările pe caiet. Deci, practic, ea Ai a investit în, în mine. Tine. Da. da ai investit în mine. Sau te-am promutat sau nu știu, să zicem cum vrem zic. noi. Eu cred că a fost o investiție în prietenia noastră și pentru că ea la rândul ei e mamă și are trei copii și uh, e foarte interesată de educația lor și respecta ceea ce făceam și credea în pasiunea cu care fac lucrurile. Uh, Mi-a întins mâna asta atunci când am avut nevoie și exact așa a funcționat. Uh, un an, dacă nu chiar doi, Mili îmi lua biletele în avans, îmi făceam toate programările și... Mulțumim, uh, Mili! <laughs> da, Mili merită să știi toate Mulțumim. <laughs> și, uh, și, tu te aduceai ce... și te și te duceai pe, urma, pe urmele autorilor. Pe urmele scriitorilor mai preferați, da? După care mă întorceam în țară, mi-așezam rățuștele în ordine și mergeam și făceam campanii în școli și în licee. De unde și ai început să faci primii bani? Primii bani am început să-i fac din uh, niște ateliere de scriere creativă în care n-am crezut niciodată, pentru că, dacă tot vorbim de sindromul salvatorului uh, pe care l-ai menționat tu mai departe, uh, eu cred că el are o prietenie foarte, foarte strânsă cu un domn pe care îl cheamă sindromul impostorului și de care sufeream așa până în măduva oaselor. Toți? l am avut A, pe acest așa am domn început. În, în celulele noastre. Am început cu o prietenie strânsă cu sindromul impostorului și încurajată de alți prieteni, am început să fac mici ateliere de scriere creativă cu oameni pe care îi cunoșteam și în care aveam încredere și în care simțeam că pot să... în fața cărora simțeam că pot să, să, să mă fac de râs, dacă vrei, fără ca lucrul ăsta să ajungă să-mi dăuneze la un moment dat. N-a fost cazul. Lucrurile au crescut organic. Uh, am început cu primele ateliere de scriere creativă într-o organizație, într-o într comunitate, hai să-i zic așa, de blogărițe mame, care au fost foarte încântate de ce se întâmpla acolo. Au început să scrie despre ce facem și încetul cu încetul au început să vină către mine solicitări. Și tu ce făceai efectiv la atelierele astea? Le învățai cum se construiește un articol? Cum se construiește... Nu neapărat cum se construiește un articol, pentru că, iată, există această confuzie. Uite, îmi place foarte tare că ai adus vorba despre asta. Uh, hai să le zicem ateliere de storytelling. Li se spune în mod curent ateliere de storytelling. Doar că uh, oamenii au tendința să vadă fie bucata de story și au senzația că e un atelier în care înveți să spui povești, fie să vadă bucata de telling și au senzația că e un atelier în care înveți să vorbești, să faci public speaking. Nu. Storytelling înseamnă să construiești povești pe care să le livrezi în cea mai bună forma lor, în așa fel încât să poată să schimbe ceva în omul în care le ascultă. Storytelling este o școală de, hai să-i zicem, de comunicare, dacă vrei, dar de ascultare. În în care, în care pe măsura. tine te-a ajutat foarte tare experiența de jurnalist? Absolut, de acolo am că, plecat. Pentru că tu știai care e știrea? Eu în continuare <laughs> întreb: Care e știrea? De acolo am plecat, da. Am plecat din experiența de jurnalist pentru că am scris știri 15 ani. Adică, oameni buni, când o să vă descoperiți vocația, să țineți minte că tot ceea ce ați făcut până în acel moment al vieții voastre o să vă folosească pe calea pe care voi trebuie să ajungeți uh, spre succes. Cu siguranță. Uh, n-aș fi nimic din ce sunt astăzi fără experiența în televiziune. N-aș fi nimic din ce sunt astăzi fără acele uh, experiențe care păreau eșec la un moment dat, dar care de fapt n-au fost deloc un eșec. Uh, n-aș fi nimic fără oamenii de lângă mine, fără prietenii care m-au ajutat atunci din nou când uh, când m-am ridicat în picioare și a trebuit să merg înainte. Ai suferit rădări? Nu știu. Uh, prefer să nu știu. <laughs> Probabil că da. Uh, Asta iară e o lecție bună. Pare o discuție despre lecții așa, foarte pe, e schimb să perspectiva asupra felului în care privim uh, provocările din viața noastră. Uh, este minunat, e perfect. Un lucru pe care pe care l-am învățat și pe care îl port cu mine în fiecare zi este că nu poți să fii prieten cu toată lumea, oricât de mult ai dori. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Nu, nu există. Eu am înțeles asta foarte greu. Și uh, e dureros. E dureros. Una poți să faci rău cu cele mai bune intenții, doar că eu sunt de părere că sunt lucruri pe care nu trebuie să le purtăm cu noi. Sunt situații conjuncturale, tot, tot ce poți să faci e să-ți dorești să repari dacă poți să repari, să mângâi dacă poți să mângâi, să ierți dacă poți să ierți și data viitoare să încerci să faci mai bine. cred că e, cred că e sănătos așa pentru toată lumea. Și să mergi mai departe. Și cu siguranță să mergi mai departe, da. Convins și conștient fiind că nu te place toată lumea, că nu te înțelege toată lumea, Absolut. că nu toată lumea este de acord cu felul în care tu acționezi, că nici tu nu îi înțelegi pe ceilalți. Mie mai mi-a Maia mi -a zis la un moment dat și asta m-a trezit și mi-a zis să știi, mama, că eu te iubesc tot timpul, dar nu te plac mereu. Ceea ce e extrem de corect. Da. E extrem de corect. Recunosc că răspunsul meu a fost nici eu nu te plac. Mereu. <laughs> Pentru că nu mi se pare corect să-mi spun asta. După care am stat și am analizat și am zis copilul ăsta are dreptate. Pot să te iubesc, dar să nu-mi placă acțiunile tale. Cu siguranță. Să da. nu-mi placă felul în care tu gândești. Ce faci astăzi, în acest moment? O, Doamne, fac o groază de lucruri. Povestea asta a crescut de la sine, să știi. De fapt... Cred că mă grăbesc când zic că a crescut de la sine. A crescut Crește. de la sine doar pentru că am făcut-o eu să crească. <laughs> Trebuie mm -hmm. să-mi asum maternitatea okay. proiectelor mele. Uh, adună oameni, adună oameni și ăsta e cel mai important lucru pe care îl face. Uh, în momentul ăsta am o comunitate de cititori, uh, pentru că am reușit să-i conving și pe alții că poți să trăiești uh, din, uh, din pasiune, fără niciun fel de problemă, dar cu foarte multă muncă. Și atunci avem această comunitate de cititori care se numește Reading School, care are 7.000 de membri în o grupul găsim de pe Facebook. Facebook Reading School de Challenge, da. Uh, dar ea e și pe TikTok și pe Instagram și peste tot, și în care în momentul ăsta se întâmplă tot felul de evenimente, book labor, online, offline. O, asta iar e una dintre cele mai mari bucurii faptul că reușesc în întâlnirile lunare de carte să adun oameni de peste tot. Sunt oameni, inclusiv din străinătate, uh, o, o descoperire minunată pentru mine. Sunt oameni ăștia care aleg să-și ducă viața mai departe în altă parte pentru că nu mai găsesc resurse aici. Români, plecați în, români străinătate. plecați în străinătate. Care ajung de foarte multe ori în contexte care poate că nu sunt cele mai... Favorabile din viața lor. Poate că jobul pe care îl au nu e neapărat pe măsura pregătirii pe care o au. Poate că, o, nu știu, distanța de, de cei dragi face să ducă o povară în plus. Poate că prietenii sunt departe. Poate că uh, au momente de îndoială pentru că, na, să, să fii străin într-o altă țară, <laughs> să fii român într-o țară străină nu e întotdeauna cel mai. Uh, Privilegiat statutul. Ei se adună acolo și au nevoie, pe grup, au nevoie să se reîntâlnească cu oameni care, care să le aducă aminte cine sunt, care să le reconfirme uh, calitatea, dacă vrei, și echilibru emoțional. Și o să mă duc cu discuția asta imediat în, uh, în ceea ce fac acum. Uh, și vin la aceste întâlniri pentru că se simt parte din ceva. Și mi se pare minunat felul în care crește povestea asta. Deci avem pe de-o parte buclaburile online, buclaburile offline, avem la Iași, avem la Brașov, avem la Alba Iulia, în București, urmează să deschidem și în Timișoara. Cu puțin noroc ajungem și la Chișinău, ajungem și la Viena. Creștem <laughs> foarte mult. Uh, toată povestea asta se descarcă în ceea ce fix de anul trecut a început să fie podcasturi din School. Pe care de asemenea l-am crescut, sunt cred că vreo 2000 de abonați în momentul ăsta, ceea ce mi se pare destul de rezonabil pentru o nișă care nu i dă nimeni nicio șansă. Uh, deci, avem podcastul și începând de anul ăsta, deschidem o linie nouă de preocupare, nici nu știu cum okay. să-i spun, pentru că Frumos. nu e muncă ce fac. Da. Nu, nu simt că e muncă ce fac. Uh, și sub această pălărie a dragostei de carte și de povești, aducem o, o zonă de awareness, de, de conștientizare, dacă vrei, în zona de uh, sănătate mentală și echilibru emoțional. Ah, Zim, cum a fost cu Eric Schmidt Zim, uh, în podcastul pe care îl fac, una dintre direcții sunt, uh, e formată din aceste întâlniri cu autori, pentru că cititorii au senzația de foarte multe ori. Nu, că, nu asta că, nu e un autor, că, că este, autorul. este autorul. Așa credeți este eu. autorul? Este... Avem senzația că sunt intangibili, vedem așa ca pe niște zei la care nu putem să avem acces și ce-și propune podcastul e exact asta, să-i coboare de acolo din Olimp. Și cum să e, poți e să pui mâna zeul pe Eric Emanuel Schmidt Trebuie să-ți mărturisesc că am plecat la, la întâlnirea asta cu rezerve Pentru că văzusem întâlniri cu el, citisem podcasturi, uri uh, Și nu, nu era neapărat genul de interlocutor față de care să mă simt confortabil uh, M-am încăpățânat să fac interviu cu el pentru că David Fimiu este mare fan I-a citit aproape toate cărțile ba și, chiar... eu, și eu, și eu, și eu <laughs> Ba chiar atunci când a aflat că urmează să fac interviu cu el, mi-a zis: Dar poți să-i pun și eu niște întrebări? și l-am înregistrat cu telefonul, i-a pus niște întrebări și uh, Eric Emanuel uh, Schmidt ce? chiar a avut generozitatea să-i răspundă. A văzut uh, filmarea și a răspuns. Uh, a fost șocantă pentru mine întâlnirea pentru că nu e nimic din ce pare să fie. Uh, atitudinea asta de. Uh, repet, de scriitor. Uh, Olimpian, de, de om care, pe care nu, la care n-ai acces oricând, nu are nicio legătură cu prezența lui fizică. Este cel mai, cel mai cald, cel mai generos, cel mai bon om, cel mai uh, dornic să se conecteze cu oamenii din fața lui, o scriitor pe care l-am cunoscut până acum. Uh, a fost șocant. <laughs> Într-un cuvânt, a fost șocant. Odată pentru că. Discuția a curs extrem de, de uh, relaxat și extrem de onest. Eu am o poveste personală cu Eric Emanuel Schmidt, pe care cred că am și menționat-o în podcast. Cartea lui, uh, Jurnalul unei iubiri pierdute, în care vorbește despre pierderea mamei lui, a ajuns la mine la un interval foarte, foarte scurt de momentul în care l-am pierdut pe tata. Am citit cartea fără să știu despre ce e vorba și cumva. Place sau nu, tot restul vieții mele o să asociez cartea asta și uh, scriitorul din spatele ei cu unul dintre cele mai importante momente din viața mea. Uh, am simțit să-i spun asta și uh, pentru un om care cunoaște sute de mii de oameni și care primește probabil cele mai. Copleșitoare mesaje din lume pentru cărțile pe care le scrie, și cele mai frumoase complimente, și cele mai uh, duioase, probabil, uh, are cele mai duioase interacțiuni cu scriitorii lui, cu cititorii lui. Uh, a fost un moment în care am văzut că îi se ummezesc ochii. Iar pentru mine, asta a fost, uh, cum să zic, schimbarea de perspectivă, dacă vrei. Care mi-a dăruit un om din spatele unui scriitor Și rămâne o amintire frumoasă și pentru mine Ești o norocoasă. <laughs> Sunt, 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 sunt să Dragi ascultători, intrați pe Mirela în pagina oficială Și lăsați-ne la comentarii o carte pe care nu o recomandați Unul dintre voi o să primească această carte Astăzi, aici, acum este o carte la care țin eu foarte tare Plus să ține minte, Beatriz Cartea fi de partea mea Pe care eu am scris-o împreună cu Liv Și uh, vă dăruim Și un joc la care țin foarte tare Se numește Bucurie în farfurie Pentru copilul din familia dumneavoastră Deci trebuie doar să intrați la comentarii Pe postarea de pe pagina mea oficială Și să ne scrieți acolo O carte pe care ne-o recomandați recomandă o carte Era ah, eram sigură că urmează asta. Și nu te îngriji. Mă foarte ba, Tot timpul mă gândesc, Așa. pentru că tot timpul sunt întrebată, dar tot timpul mi-e la fel de greu să recomand o singură carte, pentru că depinde foarte, foarte mult de momentul în care ești, de dispoziția pe care Astăzi, o ai. Astăzi în de... momentul ăsta, ce Astăzi, în minte. momentul ăsta recomand niște scriitori români, pentru că sunt într-o perioadă în care redescopăr scriitorii români contemporane. Avem o, o generație foarte tânără și foarte talentată. De, de, oameni care scriu frumos și întâmplarea face ca ce îmi vine în minte acum să fie o carte de non-ficțiune a unei autoare pe care o cheamă Ioana Burtea, care a scos la editura Nemira o, un volum de non-ficțiune cu care un autor a și devenit imprint, s-a transformat din colecție în imprint, o colecție de povestiri extrem de Extrem de intime, pentru care îți trebuie un pic de stomac, dar care au ajutat-o pe Ioana să schimbe perspectiva și au transformat-o într-un om nou, și mi se pare că se potrivește foarte bine și cu tema emisiunii tale. Ia să vedem Ioana și să cunoaștem și pe fără Ioana. Fără instrucțiuni de folosire, se numește cartea și o recomand din tot suflet. Mulțumesc foarte mult! Dragi ascultători ai uh, uh, emisiunii, am început emisiunea povestind cu Liviana despre momentul din viața ei în care a pierdut. Jobul, casa, bărbatul și avea senzația că viața se termină. Închidem emisiunea cu Liviana, care, la câțiva ani distanță, legenda oh spune că, la câțiva ani distanță, Liviana are. S-au întors toate. Așa? Nu s-au întors. S-au întors chiar toate. Are Că casă, întors. Are o mașină, deci, Liviana are este un și, și l-a inventat Are o mașină și mai bună, are jobul pe care și l-a inventat. Călătorește, scrie, citește, întâlnește cei mai mari autori, are podcast-ul ei, are uh, uh, cercuri de literatură în toată lumea. Uh, Liviana are casa ei, casă. Casă. nu că apartament la un bloc la care plătești casă-casă <laughs> uh, Liviana are mașină și mai bună decât era aia pe care a pierdut-o oh și Liviana Asta, are ăsta e momentul de show off e momentul ăla de in your face a meritat schimbarea de perspectivă are uh, lângă ea unul pe care și-l dorește și pe care l-a așteptat multă vreme și a venit deci eu vă doresc la revedere <laughs> Mă gândesc no, no, că no, mai no. am un pic de mie, încă nu mi s-au întors toate câte <laughs> trebuie să mi se întoarcă, dar să nu renunțăm să sperăm. Liviana, îți mulțumesc din toată inima. Eu mulțumesc tare mult pentru invitație, e... nici nu știu cum să zic, e așa o bucurie de fiecare dată. O găsiți pe Liviana pe Facebook, o găsiți pe Instagram. O să punem link cu. M-aș bucura foarte tare dacă dintre ascultătorii emisiunii tale se vor alătura comunității din discul de challenge. Este este ceea ce eu numesc uh, grupul scriitorilor Timis și Uituci. Nu trebuie să ai studii de specialitate, nu trebuie să citești milioane de cărți, trebuie doar să-ți dorești să te întâlnești cu oameni la fel ca tine cu care să poți să împărtășești gânduri, să împărtășești idei, să, să împărtășești povești. Iar eu vă spun că aveam 40 și ceva de ani când Liviana mi-a zis de ce nu scrii pentru că tu chiar ai putea să scrii, iar eu eram convinsă că nu știu să scriu, că nu e despre asta, că mi-a zis mie un report, redactor la un moment dat că niciodată, niciodată să nu încerc să scriu pentru că o să omor orice știre și uh, datorită încurajării tale și a felului în care tu m-ai ajutat să înțeleg cum se face lucrul ăsta în modul cel mai simplu și firesc. Astăzi sunt câteva cărți prin editurile din România. Și aud că se România. vând bine, Mirela. Hai să, să, adică facem ceva de -o, de o pâine caldă, o să rămână acolo pentru toată pe viața. Masă. Mulțumesc, Liviana. Eu îți mulțumesc. Dragi ascultători, sper că a fost pentru voi o duminică frumoasă. Astăzi am schimbat perspectiva și din punct de vedere al uh, scrisului, cititului și uh, cum transformăm un hobby într-un business. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care iubiți. Vă îmbrățișez cu toată dragostea. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.